Doamna Lidia, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și la mulți ani, doamna Lidia! Mulțumesc, mulțumesc! Cum dispoziția? Trebuie normal, mișor! Vrei să te așezi acolo undeva comod, că am un mesaj de felicitare pentru matale? Da! Uite, întorc telefonul într-așa fel. Da? Așa. Încearcă să mă asculți atent și o să înțelegi multe astăzi. Dar mai întâi de a-ți citi poezia pe care am scris-o. Mulți ani trăiască la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască la mulți ani? Doamna Lidia să trăiască, mulți ani să ne trăiască la mulți ani. Doamna Lidia, să știi că cineva care te iubește mult, care te poartă în suflet, chiar dacă nu este aproape, a apelat la mine ca eu să scriu o poezie pentru matale. O ascult și o să-ți dai seama din partea cui vine, ok? Cad frunzele, e toamnă iar, pădurea în auriu veșmânt, vântul bate încetişor, e mai septembrie ca oricând. Plouă cu rouă în suflet azi, chiar de la tine, mamă-i soare. Eu trimit pe aripi de vânt, cu dora mea, fericitare. Viața ta, măicuță sfântă, a început la Corleteni. Cu 61 de ani în urmă, când prima oară ai zâmbit. Primul copil la părinți, într-o familie frumoasă, unde dragoste și liniște au fost de nedespărțit. Te-ai căsătorit de vreme, apoi mămică ai devenit. Pe 6 noiembrie în 81, Liuda noastră s-a născut. În 84 l-ai adus pe lumea asta pe Andrei. Iar peste un an, mămico, tu pe mine m-ai avut. Copilăria ne-ai vegheat-o cu dragoste și cu căldură. Și știu că nu ți-a fost ușor. Neajunsuri multe aveam. Tu din impas găseai mereu ieșire din încurcătură. Ți-amintești câte năzbâtii mai făceam la noi acasă? Din toți trei eu cred că am fost fata cea năzbâtioasă. Nu se pot uita nici când sâmbăta cum ajungea. Câte erau de făcut, curățenie, mâncare. Mirosul de pâine coaptă, scoasă abia din cuptor și învârtită cea cu brânză care mă înnebunea. Doamne, ce mult așteptam, mai iute Paștele să vină. Să ne cumperi haine noi, de tine cel mai des uitai. Era important să știi că nouă ne este bine. Erai calmă și înțelegătoare, iar lacrima o ascundeai. Uneori nici nu mâncai, în tăcere ai suferit. Poate nici nu realizezi că numai la noi, mamă, te-ai gândit. Ai fost ca o prietenă pentru noi. Ne-ai vorbit, ne-am sfătuit. Să știi că azi îmi pare rău că uneori eu te-am rănit. Repede mă aprindeam și te mai contraziceam. Azi că sunt mamă și eu, înțeleg ce rău făceam. Îți mulțumesc că ne-ai crescut. Sărut ochii tăi cu minți. Că ne ajuți așa cum poți. Că anume tu ești mama noastră. Că imposibil ai făcut să ne fie nouă bine. Că ne aștepți astăzi acasă, cu dor și cu lacrimi fierbinți. Te iubesc la infinit. Ești icoană în viața mea. Mă rog ades la Dumnezeu pentru sănătatea ta.
să ne trăiești, măicuță bună, să te avem noi cât mai mult, să știi că vocea ta duioasă nu mă satur să o ascult. Azi în dar de ziua ta îți trimit dulce urare, să-ți bată tare inima, căci pentru noi ești sărbătoare. La mulți ani, doamna Lidia, acestea sunt versurile pe care le-am scris din suflet pentru dumneavoastră. Felicitarea vine din partea fiicelor Tatiana, Ludmila și a feciorului Andrei, dar cea care m-a apelat a fost Tatiana. Vă ofer cuvântul. Mulțumesc la toți. Mă rog, urmă de să fie tot sănătoși. Să ne bucurăm mult de an. Sănătate. Și dumneavoastră mulțumesc de suflet, de curajul și că aveți răbdare să scrieți. Am scris-o din toată inima poezia și mă alătur și eu văzând că oricum ne cunoaștem, chiar dacă în mod virtual. Și vreau să vă spun că se alătură la acest mesaj de felicitare și mama mea, care vă respectă mult, sunteți prieteni de mulți ani, da? Vă trimite un îmbrățișare caldă și un sincer la mulți ani și să vă păzească Dumnezeu. Mulțumesc din suflet și doresc mult sănătate. Iar acum, doamna Lidia, vreau să vă cânt o melodie frumoasă din partea copiilor. Vă doresc să ieviți acasă cât mai curând, să vă bucurați de ei, de respectul lor. Știu eu, ne greșim noi copiii, dar important că reușim să înțelegem mai devreme sau mai târziu greșelile, să ne cerem scuze și să nu mai repetăm. Da? La mulți ani, doamna Lidia! Cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând, cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Când e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să știi durerea mea, Alina, mama, inima. Mă închin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, încă mama. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă, te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei sfânt cuvânt, cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Când e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să știi durerea mea, Alina, mamă, inima. Mă închin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-ne de am greșit, scumpă mamă, te iubim la nesfârșit, dulce mamă. Să știți că vă iubesc, copii. Tatiana așa de cald mi-a vorbit despre dumneavoastră. Mi-a zis că mama nu ne-a bătut niciodată. Mama întotdeauna cu cuvântul, cu blândețe, întotdeauna a vorbit cu noi, întotdeauna a știut să ne asculte și știți că am rămas așa plăcut surprinsă, pentru că ea mi-a zis chiar dacă viața a pus-o în genunchi, nu numai odată, mama a știut să se controleze, a știut
să facă într-așa mod ca noi să nu simțim suferința ei, gândurile ei, preocupările și tot așa. Și dacă totuși suntem la tema de muzică, m-a rugat mamica mea din toată inima să vă cânt o melodie. Piesa se numește Viața m-a purtat prin lume, e o melodie frumoasă pe care vă dedic cu drag. Ok? De mică mama m-a învățat să nu fac rău că e păcat. În carte sfântă începea că omul trebuie iertat. Cum am uitat cuvântul mamei că mi-am ales prietenii și am crezut că nici dușmanii nu se ne poate despărți. Viața m-a purtat prin lume, eu din toate am învățat. Cât n-ai vrea să facem bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape, îi dai mâna când e greu. Nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Din păcate asta e. E adevăr, m-am convins pe propria piele, doamna Lidia. Dar trebuie să continuăm să facem bine. Ce aveam mai bun am împărțit, ce-am prins cu ei când i-a durut. Dar niciodată n-au venit când mi-a fost rău sau am căzut. În fața lor n-am nicio vină și nu pe drum cu capul sus. Că Domnul are să mă ține, numai cum preț pe tot ce-a fost. Viața m-a purtat prin lume, eu din toate am învățat. Cât n-ai vrea să facem bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape, îi dai mâna când e greu. Nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Ei, doamne, doamne, noi ne înțelegem din privire, așa, doamna Lidia? Copiii mei am să-i învăț că nu cu bani te faci bogat. Prietenul nu are preț dacă e cel adevărat. Nu am să mă răzbun vreodată, în suflet v-am iertat de mult. Și nu se cer nici când răsplată la binele ce l-am făcut. Viața m-a purtat prin lume, eu din toate am învățat. Cât n-ai vrea să facem bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape, îi dai mâna când e greu. Nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Viața m-a purtat prin lume, eu din toate am învățat. Cât n-ai vrea să facem bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape, îi dai mâna când e greu. Nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Și iată așa, doamna Lidia, asta au fost cerințe speciale. Mulțumesc foarte frumos, mulțumesc din suflet, eu n-am cuvinte. Nici nu m-am așteptat, Mă gândeam la doamna Elena, e cu surprizele, e poate să facă. Da, te gândi că mai degrabă mama o să suni și o să cânt, e tot cânt frumos și știi prea bine de asta. Da. Și mai am o melodie, doamna Lidia, în final, văzând că totuși astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. O piesă frumoasă, dar e toate frumoase când ți-l despre mama. Cel mai frumos cuvânt rostit acest pământ, atât de drag și sfânt, mama. Ce dulce uimitor, mereu atrăgător, șoptește cu mult dor, mama. Florile de ziua ta, măicuță-ți dăruiesc. Zilele mereu să-i mine îți doresc. Câte ce, cât voi trăi, eu ție am să-ți spun. Mama mea, tu ești icoana vieții mele pe pământ. Mulți ani, doamna Lidia, și vă mulțumesc pentru că mă urmăriți mereu, mereu lăsați mesaje de încurajare, aprecieri, vă mulțumesc din suflet. Sunteți un suflet bun și eu asta simt. Și
sper când ați vin acasă data viitoare să vă cunosc. Data asta am fost, dar am stat prea puțin. La mulți ani și tot sănătoși. Capul roditor și timp înfloritor mi-aduce zâmbitor mama, cu glas fermecător ca soapta de izvor ne cheamă visător mama. Florile de ziua ta măicuță îți dăruiesc, zilele mereu să mine îți doresc. Cânte ce cât voi trăi eu ție am să-ți spun, mama mea, tu ești icoana vieții mele pe pământ. Și iată așa, doamna Lidia, vă mulțumesc că mi-ați răspuns, că m-ați ascultat cu atâta atenție și cu atâta drag, cu atâta blândețe. Care o faceți zi de zi și la serviciu trebuie să puzeți și aveți de... Important că în tot ceea ce facem punem inima și eu sunt o persoană care pune inima în tot ceea ce face. Și eu cred că asta ați simțit-o și dumneavoastră, de la distanță, chiar așa, dacă prin intermediul la videochemat. De multe ori simt că e foarte din suflet faceți tot ce faceți. Vă îmbrățișez cu drag, la mulți ani încă o dată. Și acuși încarc filmulețul și o să vă-l trimit să-l păstrați ca amintire, bine? Da, bucurie și dumneavoastră și la toată familia, din suflet, vă doresc mult sănătate. Vă îmbrățișez, doamna Lidia, la mulți ani și toți plini de sănătate, liniște sufletească și bucurii de la copii și nepoți. La revedere! Mulțumesc! La revedere! La revedere!